Coco Chanel de Edmond Charlot. Partea 1. Originile 1792-1883 Citez I-a admis faptul că adevărul unui om e mai întâi ceea ce ascunde el. Închei citatul de Andrei Malrou Capitolul 1 Bizuina Ponteil nu numără decât trei locuințe, atât de perfect integrate în peisajul din jur, încât par născute din adâncurile pământului. Acele acoperișuri din plăci înclinate, abrupte, pe jumătate năruite, pe care se agață și se înnegrește mușchiul, zidurile acelea de o rusticitate masivă, toate, ziduri și acoperișuri făcute din aceeași piață urâtă și parcă metalizată, un șist cioplit în lamele fine și tăioase ca briciul, ce au oare de adăpostit? Animale sau oameni? Greu de spus. În fundul văii, torenți minuscul se umflă la cea mai mică ploaie și seacă la prima rază de soare. De unde vin? Unde se duc? Dar la ce bun să o știm? Nimic nu duce nicăieri, nimic nu trece prin acel cătun. Drumul se oprește acolo și se poticnește într-o clopotniță înaltă, ridicată ca un far deasupra valurilor colinelor. De ce acea biserică? Pentru care credincioși? Populația unui mare burg nu ar ajunge să o umple. Atunci, ce caută acolo în singurătatea aceea? Dacă vom privi prin ușile lăsate deschise, dacă vom surprinde în interiorul caselor urmele unei vieți străvechi, surluni și întunecoase în care atârnă căpestre, grape vechi, șerete răsturnate, cenușii de praf și înălțând spre spăturilor de acoperișuri oiștile goale și masive ca niște mașinării de război, rămânem nedumeriți. Un trecut glorios ne privește drept în față. Misterele vieții țărănești ce fapt s-o fi întâmplat oare? Care să justifice un asemenea abandon? Ai doma celor trulii, ce reprezintă o construcție rurală rotundă cu acoperiș conic din regiunea Puglia, Italia, sau nurage din Sardinia, ce reprezintă un turn străvec din piatră, cu încăperile lor fortificate și galeriile secrete, evocăm în fața acestor clădiri adormite tot ce a conceput omul mai misterios. Nu sunt decât niște austere ferme din zona munților SVN. Împreună cu amintirile îndărătnice, rezistând abandonului, ale unor vremuri în care acest pământ trăia, iar oamenii trăiau de pe urma lui. Sunt departe acum acele vremuri. E un veac de când a început exodul, iar pădurea care încingea cătunul pe câteva mii de hectare, pădure de castani prețioși precum pâinea, a început să se rărească până ce n-a mai alcătuit decât o împrejmuire subțiată. Castana. Ea asigurat odinioară prosperitatea celor din Ponteil. Se trăia de pe urma ei. Oamenii o vindeau, o mâncau dimineața, la amiază și seara. Era aliment și monedă. În vatre stătea la foc o oală de lut, sfârleaza, în care ferbea încet porția familiei. Pe grătare se uscau fructele din care iarna se hrănea șeptelul. Iar când sosea momentul arandelor și al târgurilor și când urcau dinspre reședințele provinciilor, arenda și veni să-și ceară dreptul, erau plătiți în kilograme de castane. În primele zile ale lui Octombrie, Începeau îndute vino a tot ce era vehicul pe roți la ponteil, șarete, cotigi, încărcate oi cu saci marcați cu inițialele proprietarilor. F pentru frez, C pentru coz, V pentru vidal, inițiale trasate cu șablonul, căci trebuia să se lucreze repede. Recolta trebuia mădută în întregime înainte ca vânzările să descrească, iar cursul să scadă sub prețul de cost. Atunci urcați vom mare dinspre pădure, unde conteniți un zumzei de voci. În anii de belșug, atunci când pădurea de castani părea că se năruie sub povara roadelor, fermierii închiriau și până la 30 de cai pentru a asigura o legătură mai rapidă a târgurilor din vale, căci nu exista nici măcar un singur cal acolo sus. Rar de găseai câte un catâr și chiar și acela. Cu toate acestea, erau zilele îmbelșugate ale cătunului Ponteil, vârsta lui de aur. În vremea aceea, o săliță și un chioșc micuț, singurul loc de întâlnire al țăranilor din partea locului, nu se goleau niciodată. Cârciumea, unde se vindea vin, mesele lungi, băncile înguste. Întreaga viață a cătunului se concentra acolo, între cei patru pereți ai unei case pe care temelia de o solidaritate ciclopică, o deosebea de celelalte locuințe. Deasupra ușii săpate din piatra ușorului boltit două inițiale, A și B, cele ale primilor ocupanței casei, familia Boșet. Și odată, 1749 cea a construcției, care marca de asemenea anul în care începuse prosperitatea Cătunului. Însă, abia în primii ani ai secolului al XIX-lea, în epoca de avânt al negoțului cu castane, acea cinstită casă țărănească s-a transformat în cărciumă. Acolo s-au așezat la mese fermieri însetați, zilieri angajați ca să ajute la strânsul castanelor, împletitori de coșuri în căutare de comenzi, negustori ambulanți veniți de la oraș ca să-și vândă marfa și fie vară, fie iarnă, cei pe care îi reținea la Pontei, cultivarea pământului, bogata mână de lucru familială, băieți, bărbați, de toate vârstele, tăietori de lemne, păstori, crescători de viermi de mătase și apoi adunați lângă vatră, cam tremurând din închieturi, stând cu picioarele ușor îndepărtate, bătrânii dintotdeauna cu mâinile lor noduroase. Cârciuma domina zări fără sfârșit. Mersul lor la cârciumă însemna întâlnirea cu viața, cu zgomotul, cu ecoul, aceea ce se petrecea prin alte părți. Se mai găsea acolo și câte o ocazie de măritiș, căci tații de familie... Îl cunoști pe băiatul meu. Într-adevăr, la cărciuma aceea trebuiau să se ducă, unde ar mai fi discutat ei pe îndelete despre viitorul copiilor. Acolo, în prezența preotului Noerur, se bătea palma, iar lucrul acesta însemna mai mult decât un contract. Apoi se uda înțelegerea. Și de ce să mai caute în altă parte un martor? Era mereu același, cărciumarul, care își îndeplinea rolul în zilele de botez, de nuntă sau de îngropăciune. Și asta fără să se lase rugat, Experiența învățându că odată ceremonia isprăvită, familiile, setea, așa că lăsându-și nevasta să umple stacanele, ducea cu pas întins până la biserică pentru a scrie cu o mână nesigură cele șase litere ale numelui său în parte de jos a actelor. Chanel Joseph, Cârciumar, născut în Ponteli, 1792. În registre, nu există vreun nume mai des întâlnit decât al său, Chanel Joseph, cărciumar. Străbunicul lui Gabriel. Se pare că odată căsătorit era găsit la biserică la fel de des ca la Mai înainte, ca atâția alți țărani din regiune, fusese la vremea tinereții zilier și totodată meșteșugar. Când încălțând grei saboți cu zimți pe talpă pentru a decogi la sol castanele unui vecin, când în timpul lungilor șezători de iarnă, muncind în casa unei perechi tinere ca să ciuplească din lemnul adus din pădure patul, dulapul sau alte diverse obiecte casnice. Să nu ții la nimic altceva decât la ceea ce ți aparține, va spune viacuri la rând dictonul din Severne. De aceea, spre a exprima acest atașament față de cele obânite cu sudoarea frunții, trebuia împodobit totul, trebuia sculptat totul, cea mai mică lingură, cea mai neînsemnată lupățică pentru făină. Trebuia să spui propriul semn. Obicei în care se manifestă un instinct animal al vizuinii, al cuibului, însuși simțul trecutului țărănesc. Nimeni nu avea mai mult gust pentru acest soi de treabă ca Joseph Chanel. Și totuși, el întotdeauna muncea pentru ceilalți, mereu pentru cei care posedau pământuri, păduri, acoperișuri deasupra capului, pat unde se doarmă, și loc deja însemnat cu o cruce la cimitir. Niciodată pentru el. Și pe ce și-ar fi putut el oare trasa inițialele? Nu era niciun șanel care să fi posedat măcar un pogon de pământ în pontelii sau măcar un mormânt. Soarta lui Joseph s-a îmbunătățit când, în preajma vârstei de 40 de ani, a fost celebrată logona lui cu o fată născută, Toma a cărei familie, originară din Ponteli, avea oarecare bunuri. O zestră modestă i-a permis tinerei Mirese să închirieze o parte din acea solidă casă boșet, ai cărei proprietari, deja îmbogățiți, plecau să deschidă o prăvălie în vale. Nu toată casa, ci doar sala comună. O încăpere mare, spre care dădeau vatra și cuptorul de pâine, dar și o odaie mică, unde încăpea un pat. Cu podul deasupra, cu pivnița de desubt. De la sculare până la culcare trebuia să se deprindă cu situația asta, căci restul, magazia de lemne, beciul, staul, stâna, hambarul, cultea de orătănii întunecată cu un puț, toate astea rămâneau în mâinile familiei Boșet. Dar la ce ar fi folosit celor doi Chanel? Lor care nu pot să dau nimic, nici vacă, nici turmă. Au fost nevoiți să mobilizeze sala aceea, Joseph s-a apucat să înșghebe mese și bănci rudimentare, pe care a putut în sfârșit scrijeli numele care îi aparținea. Se limita să facă o dublă inițială, două litere mari, C, formând un cerc în jurul monogramei lui Hristos, semnul credinței, în opoziție cu porumbița protestanților, în acel ținut al comunităților rășmașe. Doi mari C, peste mai puțin de un secol, Proptiți unul de altul, aveau să devină marca distinctivă a creațiilor lui Gabriel și simbolul celui mai mare imperiu clădit vreodată de o femeie cu propriile mâini. Doi marce, pe bucățile de muselină, pe genți, pe pudrăiere, pe flecuștețe. Mânea ei de a marca totul. Dar, în fond, ce are o ființă omenească dacă nu suma caracterelor rasei ei? Când mobilele au fost așezate, Joseph Chanel a făcut rost de un vin din partea locului, cu aromă de fructe, pe care vecinii l-au apreciat. Primul pas fusese făcut. Soția a trecut la bucătărie și a făcut pâine de casă în cuptor. Curând s-a putut vedea pe casa Boșet o firmă care făgăduia celui care intra spunând pâine bună, vin bun, loto, lichioruri, bomboane. Era Chanel, o cârciumă de țară. Așa o numeau și încă o numesc oamenii din Ținut. Bolta cu verdeață nu mai are astăzi decât ultimele ramuri, ale unei plante firave, iar castanii cei înalți rămași în picioare în jurul casei au astăzi tot atâta lemn nuscat cât frunze. Firma s-a șters. Sala comună, însă, nu s-a schimbat prea mult. Tot acolo se află cuptorul de pâine, mesele lungi și băncile înguste. A trecut un secol și jumătate de când în sala aceasta turna de băut străbunicul lui Gabriel Chanel. Iar apoi fiul lui și apoi nimeni. Nu mai sunt porți la staul. Nu mai e niciun tute vino în jurul casei. Iar acoperișul învelit în șist, atât de des, atât de multă vreme bătut de zăpezi, se curbează primejdios. Iar obloanele stau căscate în bătaia vântului. În fața zăpezilor, în cimitirul care dă drept spre munte, sub niște lespezi năpădite de mușchi, odihnesc cei care au viețuit în ponteil, trăind zile de trudă, solidari în mândria muncii și în dragostea pentru pământul lor. Iată-i pe cei din familia Dot, pe cei din familiile negre și ru, castanie. Silve, Chambon, iată și pe cei morți pentru Franța, iată-l pe cel care a fost parohul din Arle sau pe cel care a fost marinar în Africa sau dulgher la Bres. Cu toții întorși în sat, cu toții în armonie, cu pământul ai doma pietrelor. Dar nici urmă de vreun șanel. Doar numele a rămas, confundându-se pe vești cu acela al unei cărciumi. Și mai sunt poate unul sau doi bătrâni care... Își mai amintesc. Se spune că aici odinioară era o cârciumă. Îi zicea Chanel. O spun cu regret.